Videoclipul de azi e unul despre care sunt sigură că o să aveți multe de spus, pentru că e vorba de un caz foarte controversat. Deși a existat un proces și cineva plătește pentru crima despre care o să vorbim, oamenii tot nu sunt convinși, unii sunt de acord cu sentința, alții cred că e complet nedreaptă. Deci, ca de obicei, vă rog să-mi spuneți ce părere aveți și nu uitați să vă abonați și să lăsați un like pentru că mă ajută super mult. Și atât, gata, începem. Suntem în Havana, Cuba, orașul în care s-a născut José Enrique Menéndez, pe 6 mai 1944. Părinții lui erau amândoi atleți, nu erau bogați, dar se descurcau destul de bine și erau foarte mândri de copiii lor, José și cele două surori ale lui. Totuși, José era preferatul familiei, era cel mai răsfățat și nu era niciodată pedepsit pentru orice prostie ar fi făcut. Și în timp și-a dezvoltat gândirea asta că e special, superior celorlalți, că nu se compară nimeni cu el. Și e super bine să fii încrezător, dar el exagera puțin. Când avea 9 ani, în 1953, în Cuba izbucnește revoluția condusă de Fidel Castro și până pe 31 decembrie 1958, când a luat sfârșit, nimeni nu era în siguranță acolo. Și chiar și după, lucrurile au rămas neclare, cum e și normal pentru un stat care trece printr-o revoluție. Oamenii nu știau la ce să se aștepte, nu știau ce urmează pentru națiunea lor. Familia Menéndez își dorea mai mult pentru copii și de asta, când a împlinit 16 ani, au hotărât să-l trimită pe José în Statele Unite ca să înceapă o viață nouă, dar mi s-a părut ciudat că l-au trimis singur. Îmi imaginez că e destul de greu spre imposibil să plece cu toții imediat după revoluție, așa că l-au trimis pe el pentru început. A ajuns în Pennsylvania, unde locuia cu logodnicul surorii lui, dar încet încet au reușit și ceilalți membri ai familiei să plece din Cuba și să vină și ei în Pennsylvania. La început le-a fost foarte greu să se descurce, niciunul dintre ei nu vorbea engleză, nu aveau niciun ban, toată averea lor rămăsese în Cuba. Dar José a fost mereu super ambițios, era pasionat de not și se descurca și foarte bine și așa a reușit să obțină o bursă de sportiv la o universitate din Illinois. Chiar și așa nu era mulțumit pentru că își dorea să meargă la o școală Ivy League, doar că părinții n-aveau suficienți bani ca să-l întrețină acolo. Deci merge la Southern Illinois University și acolo cunoaște pe prima lui iubită și viitoarea soție, Mary Louise Anderson, căreia toată lumea îi spunea Kitty. Părinții lui José nu erau foarte de acord cu Kitty pentru că avea părinții divorțați și, pe cealaltă parte, familia lui Kitty nu l-a accepta pe José pentru că era cubanez. Dar pe ei nu-i interesa, plus că își dădeau seama că motivele astea erau extrem de stupide. Kitty era cu 3 ani mai mare, deci a absolvit la un an după ce s-au cunoscut și José, pentru că nu voia să rămână la facultate dacă nu mai era și Kitty acolo, renunță. Chestia la ei era că de când ieșeau la primele întâlniri vorbeau despre căsătorie, despre cum își doresc copii și o familie și erau siguri că vor să rămână împreună, așa că imediat după ce a terminat Kitty facultatea, s-au căsătorit. S-a mutat în New York în 1963, acolo José s-a înscris la Queens College, de unde a absolvit cu o diplomă în contabilitate și Kitty lucra ca profesoară. Se duceau destul de bine împreună, câștigau amândoi suficient cât să-și permită un apartament drăguț în Queens, începeau să se gândească și la un copil, deci părea că José a obținut viitorul mai bun la care spera dintotdeauna. Kitty a rămas însărcinată și pe 10 ianuarie 1968 s-a născut primul lor fiu, Joseph Lyle Menéndez, căruia toată lumea o să-i spună Lyle. José și Kitty au discutat și au hotărât împreună că cel mai bine ar fi ca Kitty să renunțe la slujbă și să stea acasă să poată să aibă grijă mereu de băiețelul ei și la puțin timp după a rămas însărcinată cu cel de-al doilea fiu al familiei. Eric Galen Menéndez, care s-a născut pe 27 noiembrie 1970, deci José și Kitty aveau un capricorn și un săgetător. În perioada asta, José primește o ofertă să lucreze pentru RCA Records și acceptă instant, pentru că mereu a fost pasionat de muzică și fiind și RCA, companie pentru care înregistra și Elvis. Se gândește că o să și câștige o tonă de bani și a avut dreptate. S-a îmbogățit rapid și mare parte din banii pe care îi făcea îi investea în băieți, avea așteptări uriașe de la ei, voia să fie sportiv de performanță, două genii, ceea ce n-ar fi fost neapărat un lucru rău în alt context, doar că încă erau copilași și José le plănuia deja tot viitorul, își imagina cum devin milionari.
Punea mult prea multă presiune pe Lyle și Eric, cam dintotdeauna. La un moment dat se gândește că a făcut cam toți banii pe care putea să-i facă în industria muzicii și decide să facă o tranziție de la om de afaceri în muzică la industria filmului, așa că și-a familia și se mută cu toții la Hollywood. Din exterior, totul părea super, o familie fericită cu doi copii deștepți și pasionați de sport, un tată cu o carieră de succes, o casă mare, dar viața de milionar și CEO i s-a urcat la cap lui Jose și a început să o înșele pe Kitty cu toate femeile cu care lucra. La muncă era un șef oribil, concedia oamenii din nimic, abuza de putere, practic. Totuși era prea valoros pentru companie ca să riposteze cineva, era genul de om care călca pe morminte pentru bani și mentalitatea asta a adus un super profit firmei, deci l-au lăsat să-și bată joc de subalternii lui atâta timp cât continua să le facă bani. Cred că atmosfera asta ciudată în familie și presiunea pe care o simțeau constant din partea tatălui i-a făcut pe băieți să fie foarte atașați unul de altul. Erau cei mai buni prieteni, foarte protectivi unul cu celălalt, făceau totul împreună, aveau grupuri de prieteni și ieșeau și cu fete, doar că mare parte din timp și-o petreceau doar unul cu altul și hobby-ul lor preferat era să joace tenis. Dar cu un tată ca Jose nu puteai să practici un sport doar de distracție, erau împinși de la spate să meargă la competiții, să se antreneze din greu, dar nu-i deranja atâta timp cât făceau asta împreună. Fratele mai mare, Lyle, era complexat de aspectul fizic pentru că începuse să-i cadă părul din adolescență și tatăl făcea situația asta să fie mult mai jenantă decât ar fi trebuit. Râdea de el, își bătea joc de el, îl punea să poarte peruci pentru că spunea că o să-l facă de râs dacă e chel. Pentru că evident că n-ai cum să arăți bine dacă ești chel. Cam ăsta era Jose, își făcea copiii să se simtă inferior, nu era niciodată mulțumit de ei. Și băieții, adolescenți fiind, au început să se răzvrătească, au început să fure din casele vecinilor, deși erau milionari, n-aveau sub nicio formă nevoie de bani, era doar ceva cu care să le nerveze pe Jose. La un moment dat au fost prinși încercând să fure o sumă mare de bani din casa unui om. Tatăl a aflat și ca să protejeze imaginea familiei, i-a cumpărat tăcerea bărbatului respectiv. Afacerile au continuat să meargă bine pentru Jose, atât de bine încât a cumpărat pentru familia lui o casă de 4 milioane de dolari în Beverly Hills. În casa respectivă a locuit și Michael Jackson, deci era ceva. Tot în anul acela, Lyle a intrat la Princeton, facultatea Ivy League pe care și-o dorea Jose dintotdeauna. Studia business, deci cred că în sfârșit tatăl era cât de cât mândru. Dar n-a durat mult pentru că Lyle a fost dat afară după primul an. Nu cred că a făcut ceva special, pur și simplu n-avea note de trecere la nicio materie, era complet dezinteresat, lipsea super mult de la ore, deci l-au dat afară. Eric era încă la liceu și devenise super pasionat de teatru. Îi plăcea în special să scrie piese de teatru și ce e extrem de dubios e că a scris o piesă despre doi băieți, frați, care își omoară părinții. Jose devenea vizibil din ce în ce mai dezamăgit de băieții lui. Unul fusese dat afară de la facultate, celălalt era pasionat de teatru, ceea ce în ochii lui era extrem de nemasculin și rușinos. Asta era dinamica familiei Menendez, deși din exterior părea o familia perfectă, ca în filme. Și așa am ajuns în seara de 20 august 1989, când Lyle avea 21 de ani și Eric 18. În seara respectivă, băieții le-au spus părinților că ar vrea să iasă în oraș să vadă un film. Părinții au spus că s-ar uita și ei la ceva, doar că nu au chef să meargă până la cinema. Într-una din camerele din casă aveau construit un mini-cinema unde puteau să stea relaxați, deci băieții au plecat și au rămas acasă. Peste câteva ore, poliția a primit un telefon din partea lui Lyle și Eric, plângând și țipând că părinții lor au fost omorâți în propria casă. Când au ajuns la fața locului, polițiștii au găsit o scenă groaznică. Corpurile lui Jose și Kitty erau întinse pe jos într-o baie de sânge, era sânge peste tot pe pereți și cei doi frați plângeau isteric. Eric tremura și se chinuia să respire, amândurora le era greu să stea în picioare, erau în stare de șoc. S-a constatat că Jose a fost împușcat de 6 ori și Kitty de 10 ori, în mâini, picioare, piept și față. Se vedea din rănile provocate de gloanțe că au fost împușcați de la distanță foarte mică. Jose cel puțin avea o gaură de mărimea unui pumn în ceafă, deci clar au fost împușcați de aproape. Și din cauza asta, corpurile lor erau desfigurate, nu se mai distingeau trăsături, erau făcuți efectiv bucăți.
Amândoi au fost împușcați și în genunchi, o împușcătură folosită cel mai des pe post de avertisment, pentru că e extrem de dureroasă, e tortură pentru victimă. Și din cauza asta, polițiștilor li s-a părut că toată tragedia a fost o răzbunare, cel mai probabil din partea unui grup mafiot. Erau oameni influenți și extrem de bogați și Jose avea reputația de om de afaceri nu tocmai onest, așa că s-au gândit că a făcut afaceri cu cine nu trebuia și a plătit cu viața. Au continuat să investigheze pe teoria asta cu mafia, dar cu cât analizau mai mult scena crimei, cu atât nu prea mai avea sens. Cel mai bizar lucru era împușcătura în fața lui Kitty, care e specifică unei crime din pasiune, unei crime personale, în niciun caz uneia în care motivația sunt banii sau neînțelegerile în afaceri dubioase. Băieții erau pe bună dreptate speriați, le era frică să mai stea în casă pentru că spuneau că cine le-a făcut asta părinților s-ar putea întoarce oricând și pentru ei, deci stăteau mai mult pe la rude sau prin hoteluri și au angajat și bodyguards. Între timp, polițiștii au renunțat la teoria cu mafia și au încercat să se gândească cine i-ar fi urât atât de tare pe unul dintre ei încât să vrea să-i omoare. Și s-au uitat mai mult la Jose, pentru că Kitty era mult mai puțin problematică și era mult mai puțin probabil să aibă dușmani. Știau despre Jose că era un tiran la locul de muncă și că toate persoanele care au lucrat pentru el îl urau, așa că după teoria cu mafia, cea mai logică opțiune era un fost angajat de-al lui Jose. S-au dus să discute cu diverse persoane, doar că nimeni nu părea cât uși de puțin suspect. Părea că investigația nu conduce nicăieri, până când au început să observe niște lucruri ciudate. Când a murit, Jose avea o avere de aproximativ 14 milioane de dolari și în 6 luni de la moartea lui, Lyle și Eric au reușit să cheltuiască peste 700 de mii de dolari. Și-au cumpărat mașini, Rolex-uri, un restaurant, mergeau în vacanțe exotice și înțeleg, fiecare persoană are modul ei diferit de a trece peste o traumă și de a accepta pierderea cuiva atât de apropiat, dar să-ți fie omorâți părinții și peste o lună să pleci în Caraibe e puțin ciudat. La înmormântare au venit îmbrăcați în haine scumpe și cu Rolex-uri la mână pe care le cumpăraseră în ziua respectivă. În anumite surse am găsit că au și întârziat puțin la înmormântare. Oricum, ideea e că aveau un comportament ciudat. Dar nu putea să-i aresteze nimeni pentru o suspiciune și pentru că risipesc averea părinților decedați, deci au lăsat-o moartă cu pista asta. Până când un bărbat, care se întâmpla să fie cel mai bun prieten al lui Eric, s-a dus la poliție și le-a spus că Eric i-a povestit că cei doi băieți sunt vinovați de moartea lui Jose și Kitty Menendez. Nu i-a dat detalii, nu i-a spus ce și cum, dar a apărut o confesiune onestă. Polițiștii au cerut bărbatului să stabilească o ieșire cu Eric, doar ei doi, și să-l facă să povestească tot cu toate detaliile de data asta, evident, în timp ce purta un microfon ca să fie și înregistrată confesiunea. Dar Eric nu era atât de naiv, a venit la întâlnirea respectivă, dar când s-a adus vorba despre crimă, a zis că data trecută consumase ceva și că de asta a spus aberația aia acum că el și fratele lui și-ar fi omorât părinții. Din nou, poliția nu avea nimic. În toată perioada asta, Eric mergea la un psiholog, mergea la el de dinainte, dar a continuat să meargă și după moartea părinților. Și se vedea o schimbare drastică la el, se vedea cum e mereu anxios, mereu cu mintea în altă parte, extrem de stresat. Dar din nou, nu e ceva ieșit din comun pentru o persoană care trece prin ceva atât de traumatizant. Sau cel puțin, asta își spunea psihologul, până să primească confesiunea vieții lui. Pentru Eric, vina devenise insuportabilă, așa că la una dintre ședințele săptămânale i-a povestit psihologului tot și de data asta cu detalii. I-a spus că el și Lyle n-aveau nicio secundă de gând să meargă la film în seara aceea și la puțin timp după ce au plecat de acasă, în jur de ora 10 noaptea, au intrat în cameră cu pistoale în mână și au început să tragă fără milă în Jose și Kitty, care efectiv încremeniseră din cauza șocului. Aparent stabiliseră că Lyle o să-l împuște pe Jose și treaba lui Eric era să o împuște pe mamă, doar că i-a venit foarte greu să o facă, așa că tot Lyle a tras și în Kitty. După care au ieșit puțin afară, Lyle i-a spus lui Eric să se adune și să termine treaba. În momentele astea, Jose deja murise, dar Kitty era încă în viață și cu ultimele puteri s-a ridicat în picioare și a încercat să fugă,
doar că a alunecat pe o baltă din propriul sânge și a căzut. Băieții au auzit zgomotul, s-au întors și atunci Eric și-a împușcat mama în față, ceea ce i-a fost fatal. Eric i-a mai spus psihologului că nu-și făcuseră un plan pentru ce o să se întâmple după, pentru că erau convinși că de la zgomotele provocate, vecinii sau cineva care trecea pe stradă o să alerteze poliția, dar au stat și au așteptat și nu venea nimeni și în momentul ăla s-au gândit, am putea să scăpăm din asta. S-au dus în oraș la cinema și și-au cumpărat bilete la film ca să aibă un alibi. După au văzut că era și un festival în oraș, deci au stabilit că povestea o să fie că s-au dus la film, după la festival și când au ajuns acasă, tragedia avusese deja loc. Ăsta e și motivul pentru care și-au împușcat părinții în genunchi, ca să pară ceva făcut de un grup mafiot. Și ultimul pas era să sune chiar ei poliția și să pară devastați, ceea ce știm deja că au făcut. Au fost atât de convingători, încât polițiștii nici măcar nu i-au mai testat pentru urme ale împușcăturii. De obicei, când se trage de la o distanță mică, pe mâna care trage o să existe urme, deci dacă polițiștii i-ar fi suspectat vreo secundă, ăsta era unul dintre primele lucruri pe care trebuiau să-l facă. E posibil să fi fost chiar procedura standard pentru oricine e prezent la locul unei crime unde victima a fost împușcată, indiferent dacă există vreo suspiciune sau nu, nu știu sigur totuși, depinde de legea statului California de atunci. Psihologul a rămas mut, nu cred că și-a imaginat vreodată că o să audă așa ceva de la un pacient, dar problema e că nici psihologul nu era cel mai onest și integru om. S-a gândit să înregistreze discuțiile cu Eric, dar nu ca să le ducă autorităților, ci ca să le folosească pe post de șantaj. Știa că erau plini de bani acum că au moștenit averea tatălui, deci și-a imaginat că ar da oricât ca să-i cumpere tăcerea. Însă amanta lui, singura persoană care i-a povestise, s-a dus la poliție. Psihologul era violent cu ea și fizic și verbal, așa că femeia a vrut să se răzbune. L-a denunțat, le-a spus polițiștilor unde pot să găsească înregistrările și după ce le-au ascultat și-au dat seama că în sfârșit au ceva în baza căruia pot să-i aresteze pe Lyle și Eric. Lyle a fost arestat pe 8 martie 1990, timp în care Eric era în Israel la un turneu de tenis. Dar a aflat vestea și la insistențele avocatului familiei, s-a întors în Los Angeles și s-a predat 3 zile mai târziu. Deși s-au predat, băieții susțineau în continuare că sunt nevinovați și mare parte din familia extinsă era de partea lor, pur și simplu nu-i credeau în stare de așa ceva. Cea mai mare problemă acum era dacă, în proces, puteau fi folosite înregistrările psihologului ca probă. Era întreaga confesiune acolo, dar având în vedere că au fost luate de la un psiholog care are obligația de confidențialitate față de pacient, puteau să fie folosite în instanță? Judecătorul a stabilit că poate fi admisă proba cu înregistrările, dar că băieții au făcut apel și până s-a soluționat apelul, au trecut 2 ani, timp în care ei au stat în închisoare. În fine, a venit verdictul, înregistrările puteau fi folosite ca probe în instanță, deci băieții nu mai aveau cum să nege acum, știind că toată lumea o să le audă confesiunea, și au recunoscut că, într-adevăr, ei și-au omorât părinții, doar că au făcut asta în legitima apărare, ca urmare a abuzurilor pe care le sufereau zilnic din partea lor. Au spus că tatăl era un monstru, că îi molesta, că au fost torturați de când se știu și că au omorât-o și pe mamă pentru că aparent ea știa tot și nu făcea absolut nimic ca să-l oprească pe Jose. Despre ea au mai zis că era alcoolică, o mamă groaznică, care suferea enorm din cauza infidelităților lui Jose, și că își vărsa furia asta ori în alcool, ori pe băieți. Erau atât de traumatizați încât au urinat în somn până târziu în adolescență și ca pedeapsă părinții foloseau cerșafurile murdare și îmbibate în urină pe post de față de masă la micul dejun și râdeau de ei. Lyle a mai spus că motivul pentru care a început să chelească era stresul și frica în care trăia zi de zi. Plângeau isteric în timpul procesului, părea că îi doare groaznic să retrăiască tot abuzul. Au spus că totul a început când erau mici și se întorceau de la antrenamentele de tenis. Tatăl le făcea masaj, doar că de la masaj se ajungea mult mai departe. La un moment dat, Eric a fost prins cu o minciună. A spus că el și Lyle și-au cumpărat arme cu 3 ani înainte de moartea părinților pentru că le era frică pentru viața lor și voiau să aibă ceva cu care să se protejeze.
Doar că magazinul din care a spus că le-a cumpărat nu era deschis la vremea aceea. Foarte interesante au fost și declarațiile surorilor lui Jose. Marta a spus că în copilărie Jose a fost la rândul lui abuzat sexual de către mamă. A zis că a văzut cu ochii ei anumite scene și că din momentul ăla n-a mai fost niciodată geloasă pe faptul că fratele ei era favoritul mamei, că îl lua mereu peste tot cu ea, pentru că atunci a înțeles de ce. S-a deliberat destul de mult timp, dar în final băieții au fost găsiți vinovați de omor calificat din interes material, pentru care au fost condamnați la închisoare pe viață. Se putea și mai rău, pentru că la început era în discuție pedeapsa cu moartea, dar având în vedere poveștile despre abuz și faptul că nu mai fuseseră în trecut condamnați pentru alte infracțiuni contra vieții, s-a decis că închisoarea pe viață e o pedeapsă mai potrivită. Cei doi au solicitat să fie trimiși în același loc, dar nu li s-a aprobat cererea. Au fost trimiși în închisori de maximă siguranță separate, deci în 1996 și-au luat la revedere și s-au văzut ultima dată pentru următorii 22 de ani. Au mai încercat pe parcurs să facă apel, dar n-a mers, așa că au petrecut 22 de ani separați. Până în 2018, când Lyle a fost transferat în închisoarea în care se află Eric. Persoanele care au fost de față au spus că a fost un moment extrem de emoționant să se revadă după atâta timp. Pur și simplu au izbucnit în plâns și au stat îmbrățișați plângând minute în șir. Mi se pare că orice s-ar spune despre ei, și chiar dacă cu privire la crimă rămân multe semne de întrebare, un lucru e clar, mereu s-au iubit unul pe celălalt și oricând ar fi făcut orice unul pentru celălalt. Deci, din 2018 încoace, își petrec zilele în închisoare împreună și cel mai probabil asta o să facă până la sfârșitul vieții. Momentan, Lyle are 54 de ani și Eric 51. Și cam atât despre cazul de astăzi. Cum am spus și la început, lumea încă are păreri diferite. Mulți oameni cred că nu ar merita mila nimănui și că pur și simplu au fost orbiți de bani și și-au omorât părinții pentru avere, dar la fel de mulți cred că au fost într-adevăr abuzați și că pur și simplu n-au mai putut să sufere traumele astea zilnice. Eu sincer nu știu ce să zic. Faptul că au mințit atât de bine și s-au prefăcut atât de bine când au venit polițiștii prima dată la fața locului mă cam pune pe gânduri. Dar în același timp, nu m-ar mira ca un om cu personalitatea lui Jose să fie abuziv. Deci, probabil, adevărul e undeva la mijloc. În orice caz, aștept să-mi spuneți și voi ce credeți. Și vă rog mult să vă abonați și să-mi lăsați un like, pentru că mă ajută enorm. Și ne vedem data viitoare! I'm so lonely. I'm Mr. Lonely, I have nobody.